Bună! Astăzi vreau să fac un clip din categoria Do It Yourself. Voi face un pahar, un recipient, o cutiuță, să-i spunem, cu care vom curăța pensoanele noastre. Va fi un fel de înlocuitor pentru mănușa spa de la Sigma. Și pentru acest lucru vom avea nevoie de un pistol dintre acesta cu lipici și un recipient în care să facem toată distracția. Eu am făcut deja un pahar de plastic. După cum puteți vedea, am tras efectiv niște dungi pe marginea acestuia, deoarece în momentul în care îmi curăț pensoanele, pot să vin de jur împrejur și se fac mai ușor. Acesta este recipientul în care îmi curăț eu pensoanele. După cum puteți vedea, în partea din la baza acestui păhărel de plastic, suport, sunt mișcări, sunt linii în zigzag și pe pereții acestuia la fel. De ce? Pentru că pensoanele rotunde le putem spăla prin rotire și prin frecarea pe pereți, dar pensoanele plate, acestea nu se fac mișcări decât stânga-dreapta, sus-jos, deci nici într-un caz prin mișcări de rotație. Și haideți să facem încă un... Acesta este un capac de la un spray mai mare și voi începe să vă arăt cât de simplu este și cât de ușor. Vom începe cu partea de la bază, pe care vom desena efectiv niște zigzaguri. Și desenăm. Dacă e nevoie, puteți să faceți mai multe straturi, să fie mai gros, dar nu cred că e nevoie. În felul acesta aveți dispozitivul de spălat pensoanele la dumneavoastră acasă și nu veți mai fi nevoite să dați banii pe mănuși spa, care au același principiu. Sunt niște striațiuni, niște zigzaguri și puncte în relief care sunt puse pe o mănușă de silicon. Noi utilizăm ce avem acasă, reciclăm, de ce nu, și încercăm să lucrăm cât mai curat și ușor cu putință, încercând în același timp să economisim și să nu dăm banii pe lucruri pe care putem să le facem acasă, foarte simplu, foarte ușor. Eu de când mi-am făcut aceste două pahare, vreau să vă spun că îmi curăț pensoanele foarte ușor și sunt încântată de... Dacă aveți spații mari rămase între zigzaguri, nu faceți decât câteva puncte. Acest lipici se va prinde foarte bine de plastic pentru că este fierbinte și va rămâne aici pentru o lungă perioadă de timp. Nu trebuie să faceți în vase exagerat de mari sau un cine știe ce. Folosiți ce găsiți la îndemână și ce credeți că vă este mai ușor. Uitați-vă, este gata. După cum puteți vedea, zigzaguri, puncte. Îl lăsăm să se usuce și este gata pentru spălare. După cum puteți vedea, el rămâne fixat aici. La atingere este ușor, are același, cum să spun, este aproape la fel ca cel din silicon și la atingere aveți impresia că este făcut din același material, deci nu e nicio diferență. Nu este
un lucru care să fie dăunător nici dumneavoastră și nici pensoanelor, perilor, pensulelor de machiaj, cum vreți să le spuneți, că am primit câteva urecheli, că de ce le spun pensoane sau de ce le spun pensule. Mi se pare o chestie absurdă să ai... Eu le spun cum vreau, până la urmă știți cum e. Fiecare le spune cum vrea. În engleză sunt brushes, sunt, în franceză sunt pansou, în română sunt pensoane sau pensule și putem să folosim oricare dintre aceste două cuvinte pentru a denumi. Până la urmă, denumirea este mai puțin importantă. Ideea e să știm să folosim aceste lucruri, să le folosim corect, să le folosim bine. Și dacă suntem la categoria pensoane, vreau să... Pentru că e foarte scurt acest clip și vreau să vă mai spun câte ceva. Aveți grijă să vă spălați pensoanele, dacă nu, după fiecare utilizare, măcar după două utilizări. Dar după fiecare utilizare, măcar să le ștergeți puțin, să aveți un spray dezinfectant și un șervețel de hârtie, bineînțeles, la îndemână. Aveți un spray, îl dați pensoanul, ștergeți bine, 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 îl punem la uscat. În nici într-un caz nu le lăsăm îmbuxite cu produs și dacă le lăsați la suprafață, pe masă, pe birou sau unde le lăsați dumneavoastră, acestea absorb din aer bacterii, microbi, praf și așa mai departe. Se depozitează pe pensoan, acesta fiind deja îmbibat cu produs, cu fond de ten, cu corector, anticearcă, tot ce este lichid, va lipi mult mai bine bacteria, iar a doua zi când spunem, am folosit pensula doar ieri, nu e nicio problemă, astăzi pot să-mi aplic bine, mersi, un machiaj cu ea, va aplicați și acele bacterii sau microbi și vă pot apărea pe față tot felul de bubițe. Aici nu este cazul celor care au probleme cu acnea și care au o infecție în organism. Acolo deja vorbim de altceva și trebuie avută grijă și atunci când avem bube, coșuri, o infecție pe față, cred că am mai spus, niciodată nu vă frecați pe față cu fondul de ten, din contră, așezați și tapotați, ștergeți-vă mâinile, curățați-vă, puneți din nou produs și mergeți mai departe. Nu întindeți dintr-o zonă într-alta, mai ales din zona în care aveți bubițe, înspre zonele în care nu aveți nimic. Pentru că nu faceți altceva decât să împrăștiați microbii dintr-o parte într-alta. Încercați, dezinfectați mâinile de fiecare dată înainte de a folosi un machiaj, înainte de a folosi ceva pentru față și înainte de a vă atinge fața, totdeauna mâinile trebuie spălate, apoi dezinfectate, întotdeauna. De aceea spun, aveți grijă și machiajele din când în când, dezinfectați-le, luați o dischetă de machiantă, puțin spirit, ștergeți rujurile, ștergeți fardurile pentru ochi, la fel, mergeți și le ștergeți. Sunt... cum să vă spune, prelungiți perioada de viață și sunteți sigure că nu veți avea probleme apoi cu microbii. Da, nu a fost un clip foarte lung, dar sper să fi fost un clip util. Aștept părerile voastre, comentariile. Îmi place că sunteți foarte active, sunteți foarte solidare, îmi place că sunteți extraordinar de drăguțe și comentariile voastre sunt întotdeauna pozitive și asta mă face să mă simt din ce în ce mai bine și să încerc să împărtășesc cu voi absolut tot ce știu eu. Și atunci când aflu informație sau am impresia că ceva este foarte important, atunci vreau să împărtășesc cu voi pentru că nu... Cred că dacă țin secret sau nu spun mai departe, sunt eu mai deșteaptă sau sunt eu mai bună decât ceilalți. Nu. Fiecare este bun în felul lui. Experiența își spune cuvântul. Timpul petrecut în fața oglinzii își spune cuvântul. Timpul petrecut în fața cărților și cu multe, multe, multe ore de vizualizare tehnică și practică te fac să fii din ce în ce mai bun. Niciodată perfect. Așa că încerc, pe cât posibil, să învăț,
să fac lucrurile corect și, de ce nu, să fie cât mai bun și cât mai bine, ca poate peste 10 ani de zile să pot și eu să spun, da, îmi place ceea ce fac. Până data viitoare, nu vă doresc decât să fiți foarte, foarte, foarte frumoase, sănătoase și nu uitați să zâmbiți tot timpul, pentru că zâmbetul face minuni sufletului. V-am pupat! Pa, pa!